Credincioșii ortodoxi îl sărbătoresc pe data de 27 iulie pe Sfântul Pantelimon, cel care este cunoscut ca făcător de minuni, care a vindecat numeroși bolnavi, iar pentru faptele sale nu cerea nimănui să-l plătească. În bisericile din Giurgiu, numărul credincioșilor care au venit să se roage la Sfântul Pantelimon a fost mic, însă cei care au făcut-o au aprins lumânări, au împărțit și au zăbovit minute întregi în fața icoanelor. Sfântul Pantelimon este un sfânt făcător de minuni. Un sfânt foarte important, cum a fost și Sfântul Ilie, și el a fost omorât de tânăr, adică, și are o mare însemnătate. Ce e bine să facem azi? Astăzi să împar mai mult fructe, pepenime, să facem fapte bune și să venim la biserică, să ne rugăm, că e sărbătoare principală. Tradiția spune că în ziua de Sfântul Pantelimon se împart multe fructe pentru ca poamele să nu fie viermănoase anul următor. Cine lucrează în această zi va fi urmărit de necazuri, mai spune tradiția. În trecut, despre cei care munceau pe 27 iulie se zicea că erau condamnați să se îmbolnăvească de ciumă, să aibă parte de ceasuri negre și pagube în viața de familie. Numele de doctor fără arginți se trage din faptul că nu ar fi cerut plată după ce îi vindeca pe oameni. Sfântul Mare Mucenic și tămăduitor Pantelimon a trăit în vremea împăratului Maximian Galeriu și era originar din cetatea Nicomidiei. El a văzut lumina zilei în anul 284, dintr-un tată păgân, senator la curtea împăratului și o mamă creștină. Primul său nume a fost Pantoleon, adică cel în toate puternic ca un leu.